În seara aceasta vom vorbi cu Anca și cu Cristina. Salutare, Anca, salutare, Cristina. Salut! Și vom vorbi în principiu despre ce înseamnă să lucrezi în IT și ce înseamnă să fii programatoare. Cred că de data asta amândouă sunteți programatoare sau aproximativ. Nu știu, Cristina. Știu de Anca că e sigur programatoare, nu? Eu sunt full stack developer. Bun, Cristina, spune câteva cuvinte despre tine. Mă numesc Cristina, lucrez la MSG System de aproximativ 4 ani. Am terminat facultatea de automatică și calculatoare în cadrul Universității Tehnice și lucrul în MSG System l-am început printr-un internship, mai precis printr-un internship pe tehnologiile SAP. Ah, acum câți ani? Acum 4 ani, Oh. 4 ani și jumătate, cam așa. Ah, foarte fain. Da, continuă, da. Am făcut internship-ul și am lucrat o perioadă pe aceste tehnologii, apoi am schimbat radical pentru că simțeam nevoie de schimbare și de ceva nou. Și acum lucrez cu totul alte tehnologii și mă mai ocup și de internship-urile organizate de MSG. Ah, am înțeles. Și ai Ai terminat cu partea de mentorat? SAP-ul sau tot ești în zona SAP-ului? Da, am terminat cu totul cu SAP-ul. Ah, interesant. Și poți să ne zici ce tehnologii folosești? Acum folosim Kotlin, Angular, Spring Boot și folosim Corda, care e o infrastructură pentru blockchain. Asta e noutate. Știam că tot MSG-ul lucru pe SAP, deci mă bucur să aud că face și altceva. Bun, haide să trecem la Anca. Anca, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Salut! Ce faci la Bosch? Salutare! Vă Da, că ești team lead, mersi! zi-ne un pic ce se întâmplă pe acolo. Wow! Da, salut! Mulțumesc de invitație video și o să încep cu începutul. Sunt parte din grupul de Data Science din cadrul Centrului de Inginerie Bosch. Acum, focusul principal al grupului meu e partea de dezvoltare de soluții data-driven în zona de Next Generation Mobility. Acum, ce facem exact? Facem parte de analiză exploratorie, avem partea de probleme de clasificare, de detecție de anomalii, machine learning și cu preponderență lucrăm cu date de tip, serii de timp. Tot Aha. timpul am probleme să zic alăturarea asta. Eu personal mă consider așa o persoană tehnică. Cea mai mare parte din timp mi-o ocupă partea de dezvoltare, sunt data scientist și o altă părticică din timpul meu mi-o ocupă un rol de team leader într-una din echipele grupului. Ah, deci te și data scientist și team lead cumva pe proiecte diferite? Nu, sunt Sau e același proiect. același proiect? Avem Da. foarte multe proiecte, avem o gamă super largă, dar acum momentan lucrez pe un proiect de management bateriilor electrice, pe zona de Next Generation Mobility. Ce să-ți mai zic? Am terminat la Babeș, la Universitatea Babeș-Bolyai, de aici din Cluj. Am terminat Mate Info. Am De când mers timp lucrezi la Bosch? de aproape un an. Ok. Mai lucrez la universitate, că asta vreau să zic, că după Ah, am facultate mi-am înțeles. continuat, m-a atras cariera didactică, partea asta de cercetare. Am mers pe un master. Am avut și posibilitatea să fac un stagiu Erasmus în Franța, mi-am făcut doctoratul în cotutelă, tot cu o universitate din Franța și am rămas la universitate. Acolo predau statistică, predau la UMF și la USAMV, la facultăți Serios? Foarte. medicale, da, predau statistică. Vă dați seama ce îngroziți studenții când mă văd și le Și zic ai că un fac curs jumate. întreg, adică e de un an de zile, nu știu, E de un semestru, e de un de un semestru. semestru. Da. Ah. Și da, nu sunt foarte happy în primele ore, dar după ce ne obișnuim unii cu alții, suntem foarte buni prieteni. Bine, cred că o să fie interesant peste, nu știu, 6 ani, 10 ani, când o să poți vorbi chestii statistică cu medicul tău, Da, să știi că unii chiar sunt interesați și înțeleg că e nevoie să aibă un pic de habar de statistică. Nimic nu este pe piață fără să fie testat. Asta e adică. clar. Și asta încerc să-i fac să înțeleagă. Da. Oricum, m-a atras foarte mult efervescența asta din domeniul IT și de-aia m-am hotărât să îmi iau un job și în industrie și îmi place foarte tare la Bosch. Ce îmi place aici la Bosch e că îmbină perfect partea asta de cercetare cu ce se întâmplă în industrie.
Am înțeles. Da, aici ești de acord, da, și sunt foarte practice proiectele. Da. Dar o încă întrebare și pe aia ne întoarcem și la Cristina, să nu creadă că am uitat ea, Cristina. Vreau să întreb, pe ce temă ți-ai făcut sau care a fost lucrarea de doctorat? Am început cu operatori de aproximare, statistică, și fiind o teză în cotutel, am mers un pic și în zona de operatori de dependenți de memorie sau history dependent operators in contact mechanics, așa îi zice la partea a doua a tezei de doctorat. Practic fac modelare, dar la nivel teoretic. Da, cineva bate undeva acolo ceva, dar nu știu la cine. Bun. Bun, hai să revenim la Cristina. Cristina, și pe ce tehnologii lucrezi tu? Pe ce îți place să scrii cod? În Kotlin? În Kotlin mai mult, da. Da. Deși sunt full stack developer, lucrez mai mult, aproximativ 70% pe backend și 30% pe frontend. Mai mult îmi place backend-ul, dar pot să lucrez pe amândouă. Da, cred că trebuie să iau și eu partea asta de, trebuie să studiez și un pic Kotlin, că la el n-am ajuns, de că eu cumva personal sunt programator de Java așa și mai nou de câțiva ani de JavaScript, dar la Kotlin recunosc că n-am ajuns. La bază e Java, dar are anumite feature-uri mai și mult mai faine decât. Și folosești parte client pe parte server? Nu folosim client server. Nu folosim arhitectura de client-server. Noi lucrăm cu Corda și atunci am dezvoltat o aplicație de blockchain. Am înțeles. Oh, okay. Folosim Kotlin. Da. Și cumva... și blockchain nu mă gândesc că e intern, adică e cumva un nod, e o chestie privată de a voastră. Da. De a B3i-ului, pentru că MSG-ul lucrează în colaborare cu B3i. Din Elveția și B3i-ul are proiect pe infrastructura Corda. Și cam în ce aria așa se întâmplă? Pentru ce? Numai domeniul nu zice proiectul. Domeniul insurance. De asigurări și reasigurări. Da. Pe acum se leagă lucrurile. Știu că voi faceți proiecte de insurance. Am înțeles. Bun. Ce vreau să te mai întreb? Zi-mi ce training-uri ai făcut? Training-uri, am făcut unele training-uri și în particular în timpul facultății, dar astea timp. Da. Am început în anul 3 cu training-ul de ABAP la MSG, apoi am continuat cu internship-ul tot pe ABAP. După ce am început să lucrez la MSG, am făcut un training pe partea de business legat de insurance. Apoi, când am început să schimb tehnologiile, am făcut training de Angular, Spring Boot, Corda, am dat și certificarea Corda. Foarte interesant. Bun. Hai că te-am întrebat mai încolo. Uite că a intrat și Andreea. Stai un pic, nu știam cine bate acolo și probabil că era Andreea, bătea la ușă. Salutare, Andreea! Salut! Oare mă auziți? Mă vedeți? Da, ești pe ecran. Bine ai venit la noi. Cred că ai fost foarte prinsă, că nici cum n-am putut povesti. Îmi cer scuze pentru întârziere. Abia am reușit să mă conectez. Aparent eu aveam cont de la IT Days. Și tot trebuie să dau reset la password, pentru că nu se conecta și de-aia mi-a luat așa de mult timp. Am înțeles. Bun, Andreea, atunci hai că le las un pic pe fete și revenim la tine. Da. Cumva zine, nu le-am prea zis, adică zile tu ce provocări te așteaptă în carieră în următoarele săptămâni și luni. A să încep eu? Am crezut Nu, adică te las pe ecran și zine un pic, sau zine ce faci acum și cu ce o să schimbe ceea ce lucrezi. Păi, în momentul de față lucrez pe zona de People Operations în Endava, pe tot ce înseamnă Close to Client Locations, în România, Germania, UK, America, Statele Unite, și începând cu 11 aprilie o să iau tot o altă oportunitate, o să mă relocez pentru 6 luni în Australia, unde o să continui să lucrez pe zona de People Operations, dar în același timp o să lucrez pe tot ce înseamnă partea de creștere
a biroului Endava în Australia. Foarte fain. Trebuie să recunosc că înainte de a te chema la panel, m-am uitat, nu știam dacă ai plecat sau nu. Și m-am uitat, zic, hai să văd Australia pe ce time zone, ce timp e acolo și erau total, adică n-aș fi avut nicio șansă să ne coordonăm, să povestim că era, ar fi fost noapte târziu la tine. Cam 9 ore e diferența de fusorar. Da, 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 deci e destul de complicat. Dar mă bucur că te-am prins încă aici și vreau să te mai întreb... Zi-ne un pic parcursul tău profesional. Cum ai terminat? Nu mai știu ce ai terminat, Andreea. Ovidiu, deci asta a fost acum mai bine de 10 ani. Eu am terminat la studii europene pe zona de managementul instituțiilor europene. Știu că sună foarte fancy. Ar fi trebuit să lucrez în administrație și în instituțiile statului, dar am decis să devin corporatistă. Și eu am început ca și consultant pe zona de recrutare. În prima fază ca și freelancer, am colaborat cu mai multe companii de IT din Cluj, așa l-am cunoscut și pe Ovidiu și ulterior am decis să mă angajez în Endava și din 2012 sunt parte din Endava. În prima fază ca și recruiter, ca și career progression, am ajuns pe un rol de Head of People Development and Recruitment pentru delivery în Cluj, pentru toate operațiunile de aici, la vremea respectivă, cam 1000 de oameni. Și din 2018 sau 2019 am intrat pe rolul acesta de close to client și sunt pe zona de people operations, growth, development, zona asta. Vreau să mai întreb ce certificări ai. Știu că la un moment dat făceai ceva training-uri sau intenționai să faci. L-am făcut. Le-ai făcut? Da, după un an jumătate de training-uri și, ca să zic așa, hard working, sunt coach certificat. Am acreditarea de la International Coaching Federation și am intrat și pe zona asta de coaching de un an jumătate deja. Am înțeles. Bun. Bun, hai să ne mai întoarcem un pic la fete și revenim, Anca. Te rog, bine, Andreea, mersi. Anca, nu știu ce vreau să... Bun, mergem la Anca. Anca, vreau să te întreb, voi, fiind mai ales în zona asta data science, ce fel de training-uri ai făcut? Am făcut un training, ultimul pe care mi-l amintesc, training. În afară de doctorat, bineînțeles. Da, da, ăla a fost un training prelungit. Foarte, foarte hardcore. Da, doctoratul l-am terminat oricum în 2014, deci a trecut ceva timp. Da, ultimul training, curs, să zic așa, a fost în zona asta de data science, de machine learning, de data science și am mai făcut un training de agile. Da, interesant. Am fost încântată. Înainte am lucrat la o firmă mai mică și trebuia să fac din toate. Da, și m-a atras și zona asta de agile, am făcut și un training în zona asta și pot să zic că îmi place foarte mult și agile-ul ca metodologie, adică... E diferit față de waterfall-ul care noi l-am aplicat la începutul carierei și e cumva, da, e un pic ciudat, are că părțile lui bune, dacă mă întreb are și părțile lui rele, depinde de situație. Bine, ce aș zice eu e că nu se aplică orbește la toate echipele, adică toate ceremoniile poate că nu sunt necesare la absolut toată lumea. Exact. Deci partea de ceremonii poate să fie adaptată în funcție de cum merge echipa. Dar în principiu e un lucru bun. Da, da, de acord. Nu știu iară dacă e să mă gândesc, fiecare își poate alege orice task și asta cumva poate fi iară ciudat, poate unii sunt mai specializați sau nu, sau iară probabil că asta depinde de echipă cum se organizează, da. Mă gândesc. Da, depinde de echipă și eu personal cred că într-o echipă ar trebui să fie distribuit knowledge-ul. Dacă e nevoie să, nu știu, dacă arde într-un loc, să poată cumva oricine din echipă să pună mâna și să facă cei mai, da. Nu știu ce cât arde cât. Ceva, dar tot o să ai un specialist probabil evident, rezolvă da. Trebuie la un moment dat. Owner. Da. Da, exact. Exact. Să aibă cineva ownership, că altfel nu merge, dar în principiu cred că e bine să fie spreaded knowledge-ul în echipă. Mm-hmm. Și vreau să te întreb acum, revenind la data science, faci supervised learning, unsupervised learning? Mă gândesc că e supervised de obicei. Da, momentan acum ce... Ultimele lucruri de care m-am ocupat a fost partea de analiză de date.
cu preponderență, dar facem, adică ne ocupăm de toată gama de supervised learning and supervised learning, facem parte de modelare, cum ziceam, de la analiză de date până la forecasting și detecția de anomalii, facem toată schema. Ah, foarte. Și puteți detecta, de exemplu, dacă e ceva în fața mașinii, un obiect sau nu merge în zona asta? Asta e alt departament. Asta e alt departament. Noi suntem cu soluții data-driven. Și noi ce putem face, putem să prezicem nu știu, ceva defecțiune înainte să aibă loc și atunci okay. Cumva asta e... Da, asta e o chestie faină. Da. Bun. Bun, hai să trecem acum la Cristina. Cristina, revenim la tine. Oare ce vreau să te mai întreb? Cât de mare e echipa ta? Am început pe o echipă cu 12 persoane. Între timp au tot apărut proiecte noi și ne-am mai despărțit puțin. Acum eu am început să lucrez pe un alt proiect. Am trecut într-o echipă cu 4 persoane. Dar cumva ținem legătura. Cumva am rămas tot aceleași persoane, 12 persoane, ca o echipă, doar că lucrăm pe proiecte diferite. Și vreau să mai întreb, pe lângă, nu știu, tehnologia de la birou, mai studiești ceva și acasă? Mai ai timp să studiești și altceva acasă sau cumva informația e luată în principiu de la lucru? Până anul trecut, timp de 2 ani am făcut un master pe inteligență artificială și am studiat și partea aceasta. De anul trecut m-am axat doar pe partea de lucru. Am înțeles. Deci a făcut și pe ce sau ai unde, la Babeș? Nu, la Universitatea Tehnică. Foarte interesant. La secțiunea de inteligență artificială. Și ai aplicat sau n-ai reușit? N-ai avut încă unde să aplici? Nu, am aplicat doar proiectul pe care l-am făcut pentru dizertație. Și ce era? Da, am făcut un sistem care reușește să simplifice textul, astfel încât să fie înțeles, nu știu, de exemplu, și de către persoanele care au probleme de înțelegere a textului, persoanele dislexice sau, nu știu, sunt termeni, de exemplu, în textele medicale, sunt termeni pe care nu toată lumea înțelege. Și atunci am făcut un dicționar din care se extrag sinonime pentru cuvintele respective, care sunt mai ușor de înțeles. În textul original. Și toată chestia asta se învăța dintr-un anumit set de date, da, se îmbunătățea în timp, să simplifice cât mai... Da, știu că mai de mult era un profesor la UTCN care făcea partea asta de text-to-speech foarte bine și chiar a fost, cred că, la primele ediții la ITDZ, îmi scap acum numele, dar o să-mi amintesc. Dar cumva era în zona de audio, deci de speech și de generat partea asta de audio. Da, au fost mai multe proiecte și când am făcut eu dizertația și pe partea aceasta de audio. Uh-huh. Bun. Stai să mă gândesc, ce să te mai întreb. Ce ți-a plăcea să studiezi în continuare? Sau mergi pe ce? Pe Kotlin și pe zona asta? Da, în materie de tehnologii, da, dar aș vrea să investighez puțin și partea de arhitectură. Arhitectura unui proiect. Am început de luna trecută pe echipa de solution architect în proiectul în care lucrez și aș vrea să mă dezvolt mai departe pe această parte. Să nu fac doar development, să îmi extind area și să lucrez și pe partea de arhitectură. Să iau decizii și să... Da, asta e interesant. O să-ți placă, probabil. Deja îmi place, deci... Da. Bun. Încă o întrebare și fugind după aia la Andreea. Te-ai gândit vreodată să-ți faci un startup sau ai niște preferințe în zona asta, în startup-uri locale? Ideea am avut, dar niciodată n-am pus în practică nimic, deci probabil ar trebui să am mai mult timp ca să, nu știu, să-mi pun ideile în ordine și să pot să încep cu o idee. Să dai drumul la un proiect. Exact, da. Foarte fain. Bun, mulțumim, Cristina. Și acum haideți să mergem la Andreea. Andreea, reveni la tine. Apropo, vreau să vă întreb o chestie despre platformă. Când mut de la cineva la altcineva, vi se pune pe mute sunetul? Nu, no. Așa? Nu. Ok, înseamnă că nu merge. Am implementat ceva la un moment dat, da.
N-am testat-o probabil suficient. Bun, Andreea, oare... Așa, spune-ne în ce proiecte sociale ești implicată? Sau ai fost implicată recent? Asta e o întrebare foarte bună, Ovidiu. Acum, pe perioada pandemiei, am luat o pauză de la proiecte sociale, deși era una din, să zic, pasiunile mele înainte. Ce pot să povestesc că doar ce am reușit să facem înainte de pandemie. Okay. Mi se pare că după pandemie cumva tot a intrat așa într-o liniște deplină. Dar am fost implicată în organizare de evenimente, în principal pe zona de IT. Proiectul de suflet, și știi asta, Ovidiu, da. Este Mobosu, este Mobile Operating Systems Conference. Chiar aștept să-l mai faceți. Eu l-aștept, nu știu. Am refuzat să-l facem online pentru că noi am crezut foarte mult în spiritul comunității de a duce oamenii fizic acolo. Știi că era un eveniment relativ micuț, până în 250 de persoane, și scopul era chiar să creăm comunitatea acolo, oamenii să aibă posibilitatea să interacționeze, să facă networking-ul și cu speakerii și cu partenerii, și ne-am dat seama că în pandemie nu ne atingem viziunea și misiunea noastră, așa că am luat o pauză să vedem cum vor evolua lucrurile, dat fiind faptul că organizatorii evenimentului, cel puțin jumătate din ei, o să fie plecați pe un alt continent. Adică tu. Dar, adică eu, dar în timp... Nu le ieși pe Mircea, nu? Nu, încă nu. Da, Mircea la Boș, deci să vei grijă. Da, și momentan e pe un hold proiectul, trebuie să vedem când va fi momentul să îl resuscităm. Ăsta e un proiect în comunitatea de IT la care eu am ținut foarte mult și mi-am dat seama cât de mult am reușit să aducem în zona de mobile, pentru că nu exista nicio conferință la vremea respectivă pe mobile. Când am inițiat noi proiectul a fost în 2013. Și pe lângă asta, în ultima perioadă m-am concentrat foarte mult pe coaching, dar nu ca și inițiative mari, ci am mers către organizații, către voluntari care au avut nevoie de coaching în perioada pandemiei. De exemplu, cei care au fost implicați în a ajuta diferite comunități, cumva am făcut coaching pro bono. Asta a fost modalitatea de a da înapoi comunității. Foarte fain. Vreau să zic, legat de Mobos, acum că mergi în Australia, poți să-l faci acolo și ți-ai speakeri din România. Noi o să fim foarte exotici pentru australieni. Da, și mă gândesc că toată lumea vrea să ajungă pe continentul australian și cred că exact. Ar fi o chestie da, super deci faină. Ar fi speaker, ți-ai face rost foarte ușor și de acolo vezi. Da. Să vedem la ce o să ducă. Da. Nu știu încă ce să răspund la întrebare. Și știi cât timp o să stai acolo sau cel puțin prima etapă? Prima etapă o să fie 6 luni. Uh-huh. Și după aceea cred că o să urmeze și o a doua etapă. Trebuie să văd exact ce înseamnă, dar probabil încă 6 luni. Uh-huh. Bun. Și da, ok, hai să ne întoarcem la cine, la Anca, right? Da, Anca. Anca, spune-ne ce planuri de viitor ai. Wow. În zona tehnică, nu mă. Da, chiar acum ce îmi propun pe viitor apropiat, evident să îmi fac skill up la partea de la partea de cunoștințe tehnice, tot ce înseamnă zona asta de data science, algoritmi, modele. Și vreau să merg cumva și în zona de people management. Nu-mi place să zic de asta, people management. Îmi place ce se întâmplă în rolul de team leader și sau ce urmează să se întâmple, și atunci aș vrea să fiu foarte atentă și cumva să dau importanța pe care o merită trainingurilor ce urmează în zona asta de soft skills, time management, people management. Ah, interesant, foarte fain. Da. Acum îmi place mult și partea mea de la facultate și
îmi plac oamenii în general, îmi place să cunosc oameni noi și de-aia vreau să merg un pic mai mult în zona asta, să văd ce pot să fac să fiu cât mai bună în zona asta. Da, interesant. Păi uite, de exemplu, poți să vii să prezinți sau să participi la conferințe. Da, asta cu conferințele și din cadrul universității am tot fost, deci cumva să scălită. Cumva să te ajută, cred că te ajută mult. Da, și tu și predai, prin faptul că predai, probabil că prezinți și foarte bine. Uite, așa un exemplu cumva similar care lucrează și în facultate, Andreea, îl știe, Dan Suciu. Nu știu dacă îl știți. Păi Dan Suciu, cred că, dacă nu mă șel, e același Dan Suciu cu care s-ar putea să nu fie același. Lucrează la, adică e și la, mă rog, e la UBB, la Mate Info. Da, asta profesor. Știam, dar cred că îl confundam cu altcineva, că nu știu unde, la care firmă lucrează și nu vreau să zic. Și înainte de asta lucra la Three Pillar Global. Acolo cumva a lucrat mult timp și acum colaborează cu cei de la Colors in Project. Da, oricum, de că se poate, sunt exemple de genul ăsta și clar, și asta vreau să zic că, de fapt, poate o să ajungi la zona de training, știi? Dar fiindcă predai mult, e cumva pasul relativ, sau cel puțin în ce ca tine de multe ori ajung să fac asta. Acum ce îmi doresc eu e să pot să folosesc skill-urile pe care le am și să fac ceea ce îmi place în zona asta de team leading. Acum, nu știu, eu văd zona asta de team leading ca și un fel de parte din echipă, dar să faci și lucruri organizatorice și care să ajute echipa. Deci cumva să dai înapoi din ceea ce ai învățat tu, din experiențele tale, astfel încât să poată să crească echipa atât din punct de vedere tehnic, cât și să aduci așa o mulțumire în cadrul echipei să meargă lucrurile bine. De acord, adică cumva, mă rog, pe vremea când eram și eu, mă rog, team lead și așa, aveam echipă, atunci mi-am dat să, de fapt, și acum la fel, de aceeași părere o am, cel mai ușor e să stai să scrii cod, știi? Adică nu te bate nimeni la cap, tu ești tu în lumea ta, n-ai treabă cu nimeni, lucrezi, îți faci treaba și, de fapt, e cea mai faină chestie care poți face. În momentul în care începi să interacționezi cu oamenii, deja e un pic mai dificil, trebuie să-ți să ai grijă ce vorbești, cum vorbești, ce se întâmplă, ce direcții dai și așa mai departe. Și cumva, cu cât crezi, urci așa, e din ce în ce mai dificil, cel puțin așa mi se pare. Sau, mă rog, ai mai multe provocări. Da, păi totdeauna lucrurile se complică atunci când nu ești numai tu persoana de care să ai grijă. Exact. Da. Cam asta. Bun, hai să mergem acum la Cristina. Cristina, am vorbit de startup-uri, de planuri de viitor, nu, hobby-uri. Zi-ne ce hobby-uri ai. Îmi place să gătesc și mai mult de când lucrăm de acasă, am mai mult timp. Timpul îmi permite mai mult să-mi dezvolt acest hobby, pentru că și nu faci sushi, fripturi, ce faci? Nu fac sushi pentru că nu-mi place sushi, dar prăjituri, nu știu, orice fel de mâncare, mai mult mâncare tradițională, îmi place foarte mult. Am înțeles, foarte fain, bun. Și ce mai place? Mai place să fac tot felul de decorațiuni făcute handmade. Serios? Din hârtie sau din materiale. Și desenezi? Mai mult am desenat în timpul liceului. Chiar aveam mai multe desene care au fost și publicate în liceu la vizierul școlii. Dar în ultima perioadă n-am mai avut atât de mult timp încât să mai dezvolt acest hobby. Da, bine, mai când timp o să revină, adică cumva poate oricând să revină și cred. Probabil, că da. Da, chiar acum recent mi-am făcut un cont pe Skillshare, nu știu dacă o chestie cu training-ul și poți să, adică e relativ ieftin și ai acces la training-uri de absolut orice, de la desenat la Kotlin, probabil. Super, fain. Da. Stai să văd unde-i. Andreea a dispărut. Cred că da. Bun. Vedem dacă apare. Cu prima asta. Bun. Așa.
ce le-ai spune, ce spune cuiva care, nu știu, nu știe ce să facă, pe ce zonă, care să se hotărască profesional, le-ai recomanda partea asta de IT, de să intre în zona de IT, de programare? Te referi la o reconversie profesională? Adică dacă vreau să schimbe job-ul sau sunt la început de drum, sunt la facultate? Sunt la început de drum, facultate. Ok. Sau vor de la facultate, poate. Am înțeles. Le-aș recomanda să nu... Adică să accepte orice provocare, să fie cât mai dornici să învețe lucruri noi, pentru că, mai ales domeniul IT, asta presupune o continuă învățare. Pentru mine asta înseamnă, înveți, adică oricând ai ceva de învățat și niciodată nu poți să spui că ai știi totul. Mm-hmm. Asta nu se mai întreb, oare faci, nu știu, pentru studenți sau pentru așa mai novici, le faci training-uri sau îi ajuți? Da, eu m-am ocupat în partea, anul trecut și acum 2 ani, de partea de mentorat la programele de internship, în special la Career Start, programul organizat de MSG. Am fost mentor pe partea de backend, pe Spring Boot. Coordonez cumva acest training de Spring Boot, mă ocup de updatarea lui și le răspund studenților la întrebări, atât tehnice cât și de business, să spun așa, legate de cerințele trainingului și anul acesta o să mă ocup de partea de coordonare a programului. Adică nu doar super. Mentorat, dar și tot ce ține de organizare. Da, acum Andreea ne spune că nu mai merge butonul de start. Să vedem dacă... scuze. Nicio problemă. Așa. Da, îmi amintesc că acum câțiva ani știu că MSG-ul făcea niște training-uri pentru studenți sau pentru cine vroia de Java și de SAP. Știu că erau două evenimente pe an. Da, la cel de SAP am participat și eu. Uh-huh. SAP Technologies Lab se numește. Da, asta e foarte fain. Știu că vinea lume din, mă rog, din multă... Nu numai din Cluj neapărat, și veneau la, pe timpul verii, veneau la training. Eu știu mai mult pe ăla de cel de Java, da. Java da, training, da. Da, care se desfășura în vară. Programul de exact. SAP Technologies Lab se desfășura în toamnă, prin noiembrie, cam așa. Am înțeles. Cel care îl ține era și un colaborator cumva a reviste și de aia. Mm-hmm. Da, foarte fain. Bun. Și mă mai ocup și de interviurile tehnice. De un an de zile am început să preiau și interviuri. Mai mult pentru studenții care aplică pentru programele de internship și atât pe front-end cât și pe back-end, dar pentru studenți, pe studenții evaluăm cumva chestii generale legate de programare în general, nu neapărat un anumit limbaj. Și atunci, legate de OOP, întrebări legate de... Am înțeles, da, e clasic. N-ai impresia că... modelare? E interviuri la studenți că... cam toți știu cam același lucru, adică cumva e o chestie care știută cam de toți și cam acolo se oprește. Ba da, dar îți dai seama, îți dai seama dacă un student e bun sau nu, dacă îl pui să-ți dea exemple și să facă o problemă practică. Atunci, în momentul în care începe să-ți explice cum a gândit, atunci îți dai seama dacă e faină chestia. A învățat doar întrebările clasice sau... Uh-huh. Da, la interviuri de obicei cam aceleași întrebări teoretice. Și cam toți studenții cam știu și atunci... Am înțeles, da, păi, exact. Cel mai bine e să evaluezi practic, da. Da, se pui să-și pună mintea la contribuție un pic. Da. Bun. Spune-ne, cred că termin și eu întrebările, spune-ne care sunt planurile tale de viitor. Cred că asta nu te-am întrebat. Am zis mai devreme că planurile sunt să mă dezvolt mai mult pe partea de arhitectură. Așa, da. Dar ce-am intrat pe echipa de arhitectură și aș vrea să mă dezvolt în direcția aceasta. Probabil să mă îndrept și spre leading, dar partea aceasta asta cred că vine mai din... puțin. Da, vine. O să vină de la sine, probabil. Poți face uite echipă cu Anca și... Da. da.
Asta am vrut să te mai întreb. La arhitectură, știu că mai de mult când făceam și eu tot fel de chestii, era UML-ul și se folosea UML-ul ca să descrie anumite... Acum, ce folosiți? Se mai folosește. Deci tot în zona asta. Tot așa a rămas. Da. Mm-hmm. Și erau tot fel de tool-uri interesante. Bun. Se mai face? Da, nu. Mai făceam câteodată, dar... Știu că lucram și eram puși pe tot fel de proiecte și făceam reverse engineer și erau ceva tool-uri care făceau niște diagrame care arătau foarte bine, dar de fapt nu înțelegeai nimic, adică nu te ajuta până la urmă cu nimic mare lucru, dar mă rog, era mai de mult. Da, cel mai bine e să înțelegi. Exact, până la urmă te uiți în cod și să vezi, da. Îți pui log-uri sau așa. Bun. Nu știu ce tot în sare ăsta. Da, îmi zice colega Alexandra că se tot schimbă în bară titlul, probabil că o să fie ceva problemă. Bun, bine, mulțumim Cristina și acum vreau să mai întreb pe Anca. Anca, spune-ne care sunt hobby-urile tale, că asta nu te-am întrebat. După ce am reușit să-mi unmute microfon. Da, păi cel mai mult îmi place să călătoresc, îmi place super mult. Îmi place să fac sport. Oh, ok. Alerg sau? Alerg. În principiu alerg și îmi plac sporturile de echipă. Acum nu am mai jucat de mult volei, dar era preferatul meu. Oh. Nu știu cât de bună mai ies în ultima vreme. Îmi place să lucrez în grădină. Eu am crescut la țară și de fiecare dată când merg acasă, vara, primăvara, evident toamna, tot timpul găsesc ceva de făcut și mă face să mă simt foarte bine. Da, e cea mai faină chestie, da. Foarte. Și îmi plac foarte tare animalele de companie, în principiu câinii. N-am un câine la Cluj, dar am un câine acasă la țară. Am înțeles. Mai au părinții soțului meu 2 câini. Și în principiu dacă mă întâlnesc cu cineva pe stradă, cunoscut, necunoscut și prietenos, mă opresc cu oricine. Ca să mă cu cățelul. Da, foarte fain. Genul ăla de persoană. La mine, eu am 2 pisoi, dar la cățel încă, în apartament am zis că nu reușim, deși fetele mele ar vrea, dar nu, la pisoi rămâne. Avem 2 pisoi negri, deci, dar ce mai faină așa negri. Și mie îmi plac foarte tare animalele astea monocolorate, cum da, se zice. Da. Foarte. Bun. Stai să fac așa. Bun, bine, uite, chiar e Mircea. Hai că m-am pus pe mine. Așa, nu că le stric după aia. Bun, cred că cu asta am terminat panelul nostru de programatoare. Stați un pic să văd dacă nu avem întrebări. Nu să ne le zici pe alea ușoare. Nu am astăzi. Cred că lumea așteaptă în principiu să ne întoarcem la formatul fizic și de-abia aștept să se întâmple asta. Da. Da, uite, iară Mircea oprea. Să vedem cum o să fie. De-abia aștept. Și, de fapt, eu aș vrea să avem cât de curând și o conferință, dar depinde asta de mai multe lucruri. Bun. Bine, mulțumim Anca și Cristina. Sper să ne vedem și fizic la un moment dat la o lansare. Vă aștept. Și vă aștept, de asemenea, să scrieți un articol. Deci dacă vreți să scrieți un articol, dați un semn și povestim. Nu cred că a scris niciuna, nu? Nu. La Today's Software Magazine. În principiu, trimiteți un titlu, un scurt abstract și după aia povestim. Bine, mulțumim. Bine, mersi și eu. Seară faină și ne vedem data viitoare, la următoare lansare. Mulțumim. Seară faină. Seară faină. Salut. Și cu asta am încheiat discuția din seara aceasta. Sper că v-a plăcut. Așa cum am zis de nenumărate ori, sperăm ca în aprilie să avem un eveniment fizic pe finalul lunii aprilie, probabil undeva prin 29. Și după aia și probabil și în mai o să fie la fel. Bun, v-am lăsat, seară faină, ne vedem data viitoare. Aveți grijă. Salut!